Azi a avut loc ședința Comitetului Executiv Național a Partidului Social Democrat, în cadrul căreia s-au discutat propunerile făcute de organizațiile județene, propuneri pe care le-am discutat în zilele anterioare cu liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE. Au fost mai multe propuneri pe anumite portofolii. Unii dintre colegi și colege au renunțat. A fost un singur portofoliu unde am avut două propuneri, iar votul a fost cel care a decis. Având în vedere faptul că pentru mine este importantă relansarea dimensiunii europene a guvernării, dar și implementarea parteneriatelor strategice ale României, am considerat oportun să modificăm structura guvernamentală, astfel încât Ministerul Fondurilor Europene devine minister de sine stătător și am înființat un post de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, în special parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. De asemenea, atributele Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social vor fi preluate de alte structuri guvernamentale. A existat un vot pentru fiecare portofoliu în parte, iar în urma votului din cadrul Comitetului Executiv a existat următoarea structură guvernamentală, structură guvernamentală pe care o voi conduce. Menționez faptul că în cadrul prezentării mele voi introduce și colegii viitori miniștri din cadrul ALDE. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Paul Stănescu. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu. Viceprim-ministru, Viorel Ștefan. Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, Ana Bircean. Ministru afacerilor interne, Carmen Daniela Dan. Ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Meleșcanu, ministrul Apărării Naționale, Mihai Viorel Fifor, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Justiției, Tudorel Toader, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Economiei, Dănuța Andrușcă, ministrul Energiei, Anton Anton, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan Radu Oprea, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul Culturii și Identității Naționale, George Vladimir Ivașcu, ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, ministrul Cercetării și Inovării, Nicolae Burnete, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Elena Intotero, ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Vă mulțumesc mult, permiteți-mi ca toate întrebările pe care aveți să mi le adresați, precum și miniștrilor din cabinetul meu, să le puteți adresa luni după investire. Vă mulțumesc mult! Ați văzut președintele Claus Iohannis sau urmează vreo discuție, doamna premier?